La mijlocul anului școlar, 30 de preșcolari și elevi de gimnaziu din satul Cerbu, comuna Jitia, județul Vrancea, nu mai au unde să învețe. Și asta deoarece Direcția de Sănătate Publică Vrancea a luat decizia de a închide școala din localitate, având în vedere că aceasta se află de mai mulți ani în șantier și nu are aviz igienico-sanitar de funcționare. Inspectorii sanitari au ajuns la Cerbu în urma sesizării făcute de părinții nemulțumiți de condițiile în care sunt școlarizați elevii. Școala Cerbu a fost reconstruită cu fonduri guvernamentale prin Ministerul Educației, însă lucrările au fost abandonate în 2010 de către constructor după ce acesta nu a mai primit finanțare. Între cele două părți există și un litigiu. Directorul școlii din Jitia a fost amendat de DSP cu suma de 10.000 de lei. Inspectoratul școlar județean a convocat de urgență Consiliul de Administrație ca urmare a deciziei DSP, stabilind că cei 30 de copii de la Cerbu, 15 preșcolari și 15 școlari, să învețe temporar la școala de centru.